abia mă ajung, dacă n-aș avea căpritele astea, eu aș muri de foame. Cum vă mai descurcați în ziua de astăzi? Cu viața asta grea care e în ziua de astăzi? Am 1300 pensie. Puteți să veniți, vă rog, un pic mai așa, un pic doar. 1300 pensie. Medicamente 200 lunar. Facturi 2-300, pâine și asta la animalele astea, abia mă ajung. Dacă n-aș avea căpritele astea, eu aș muri de foame, mai ales că trebuie să țin regim alimentar, că am și diabet și endocrină și cu inima, și țin regim alimentar, mai ales lactate și produse de astea. Și dacă n-aș avea, aș muri de foame. Așa, n-am tăiat nimic asta iarnă, că mi-a fost milă de o capră, cam bătrână, așa, cam așa, mi-a fost milă de, na, n-am avut ce mânca toată iarna, luam oase de alea de la Mizil, ciorba acolo, până nu mai ajungeam, nici cu bani, nici cu nimica. Că ați dat și pe lemne și pe... Lemne am adus cu brațul. Cu brațul, că mi-a dat vouchere de alea. Dar trebuia să am 2000 de lei să dau bani înainte și nu o să te conteți. Nu mi-a dat nimeni bani ăștia. Nici n-aveam să mă împrumut. Și viața e din ce în ce mai grea în ziua de astăzi? Ce să fac? Ce vrea Dumnezeu? Ne mai rugăm la Dumnezeu, că astfel... Ce vrea Dumnezeu? Că am mai fost eu în situații când eram cu legea 406 și nici pe aia nu mi-o dădea și mă țeam pe la mănăstire, pe la Cernica, mă cunoșteam că eram veche pe acolo și mai îmi dădea pe acolo câte ceva să mănânc. Câte capre aveți, doamnă? Câte capre aveți? Cu țapul 10. Da. Sunt ale dumneavoastră și aveți ale grijă mele de... Ale personale, ale mele, eu mă muncesc, a rămas că am îngrijit-o pe mămică, așa, să nu vindeți capra. Ei, tot s-am mulțit, tot am avut grijă de ele. Cum vă descurcați cu ele? Vă duceți în fiecare zi sau cum faceți? Da, mă duc acum, am închis ieri că să-mi nicuț și a venit cineva în deal să-mi pure. Da, să-i țeapul. A venit să-mi pune, mă trezesc cu ce cu dumneavoastră aici? Păi ghezi unde? Păi cum mi-l atacat când micuț? Dă-mi capră, bă, dacă eu îți dăm ata capră, eu ce mănânc? Și au ăștia cu stâne care fac, am mai spus, zic, uite așa, mi-a cerut telefon, păi ce ai venit să-mi pure? Cine a venit să vă fure? Cine? Erau doi ăștia mai tineri, ăștia de la Mizil și doi ăștia cu spatele. Aia fiind cu spatele, nu i-am cunoscut. De aia cunoscut altcineva. Și am spus și eu la toată lumea, fii atent că ăia vin ca să fure. Spun la ăia cu stâne. Mamă, ăia vând, fac afaceri, duceți-vă la ei. Bineînțeles. Ce scoateți de pe urma caprelor? Mai vin? Și eu, ce să vând, că n-am cu să vând. Așa, n-am cui, n-am mai așa la cineva, că mai dă cât un iez, aici când dă și mie bumbănul sau altul, că nu-ți dau bani, îți dau porumb, bate, uite, mi-a dus așa niște oase, niște a spus, gata, nu vă mai dau, el a stat în pace, că dacă tai eu unul, fac și ciorbă, fac și acolo ce mănânc și am mult timp ce mănânc. Și zic, nu mai dau la nimeni, dacă e vorba de așa. Pe așa, pe mai m-a certat, pe, dar mai m-a certat și a zis, măi, tante, pe ce e atâta, o capră, atâta, păi dacă e așa la tu ce-ți fac? Și stați cu ele, trebuie să aveți grijă în fiecare zi de ele, nu e așa? Da, acum mă duc până pe la 12, mă duc, dau iete să mănânce, mănânce, pe urmă iar plec cu ele. Că plecam mai departe cu ele, dar-i ceat asta și de unde să-i... Spuneți că mai luați de la ele, nu mai malor, așa, ce nu puteți să vinde, să... Da, da, lapte, brânză, ce mănânc eu, așa, și mai tășu, cât un ieduș, cât un des, așa, și facem, țin acolo, la un frigider și... Pachete, fac cu oală cu ciorbă, mănânc cu oase pe la câini. Nu vă îndura să renunțați la ele, chiar dacă e greu de... Da, exact. Muriți de foame. Exact, aș muri de foame și o mâncare naturală. Cum sunt cu glandele, cu diabetul, cu inima, a fost un produs natural. Produs natural, fără chimic, fără nimic. Unde stați? Unde locuiți? Acolo, casa părintească. Acolo, stați singur acolo sau cu cine? Păi singur, că au murit părinți, am două surori la Ploiești și am fost una acum că zice, nu răspunde. Mi s-a blocat telefonul și nu puteam să mai răspund la telefon. Zice că uite că n-avem garduri și eu n-am bani. Că tot mă rugam de ăla, cum să facem? Cum să facem? Zic, hai că aș mai am niște pomi, hai mai taim, dar omul trebuie să-l plătești. Bineînțeles. Omul trebuie să-l plătești, că hai că mi-aduce eu unul cu spatele, așa ce tai. Dar până îi taie, mi-i fura, se rupă să... Eu nu mai zic că fac parte din nicăieri. Cum să zic, m-am născut în perioada comunismului, la 8 ani pionieră, la 14 ani tecistă, la 18 ani pionieră. Și era totuși altă viață, mai zice, la partide cei, tovarășe, eu am problema asta și asta. Păi, depinde cum abordezi și problema. Așa. Și încă acum e vorba de că n-a făcut retrocedări.
ne fură alții pământurile de la noi. Mi-a spus eu, mânca dreșul la măsura 1-1 și 1-2. Mie de ce nu-mi dați bani pentru ani? Nu că ești prea săci, că sunt prea săracă. Nu mă încadrez la 1-3, că nu dau lapte și asta. Dar la asta zic, de ce? A, n-am bani să dau șpânci. Dumneavoastră, cu ce v-ați ocupat? Ce ați făcut așa? În viața mea am făcut de toate. Așa, am fost contabilă un an la CAP. Am lucrat, am avut și gestiune la pâine. Am fost și vânzătoare la complex alimentar. Am lucrat în București și ca muncitor am ajuns și șef de secție de producție. Nu a stat așa, tot ați muncit toată viața. Așa, păi da, leșinam, mă miram bolnavă. Dacă mai fii bolnavă, la te dă cu crace în sus. Mă duceam așa acolo, așa, până mă lucrat la patron. Prima dată când s-a închis fabricile astea la industria Mumacului în București, m-am dus la un partid neparlamentar, secretar tehnic de redacție. De aia trei bani, de-aia aveam de drum, n-aveam nici de asta, tot citim și tot stundind. Am văzut că acolo în cartierul 23 august, că acolo am o gardonieră, angajează contabil. M-am dus la Turcu, la pe ce știți faci? Nu știu nimic, bre, primește-mă și pe mine, stau aici. Turcu, eram și atuta. Acum slăbi cu produsele astea alimentare la glande, la glande mă internam mereu. Păi zic, nu slăbesc și eu. Poate cu minun dumnezeiești, mă. Așa. Și eram și atâta. Zic, vă uitați la mine, sunt bolnavă, sunt aici aproape și m-a angajat ăla. Am început cu începutul, până la am ajuns de-am făcut și lucrări pentru... Soț, ați avut soț, ați fost și mă, aici? Nu, niciodată căsătorită. De ce? De ce nu? E, probleme cu boala, cu... Bă, da, sunt sigur că da, și chiar a fost bine, fiind bolnavă hormonal, chiar că nu aveți e. Aveți un regret așa în viață? Regretați ceva? Regret că n-am fost mai deșteaptă și nu m-am descurcat mai bine. Așa, adică nu supăra pentru părinții noștri, pentru că n-a avut cine să-i învețe nimic. Carte n-a știu, nu, zice că a fost tata, că a popit, trebuia să pe acolo lucra la Târnăcop și vrea să mai bea un pic, să aibă putere, să muncească, trebuia să mă... Că mai dădea toată peste mătura, asta e altceva. Dar n-ați fost supărat pe părinți că nu v-au oferit mai... Nu, n-a putut. Ați împăcat cu ideea, da. Dacă n-a putut, da. Ce mai asta a fost mintea, niște boli, se boli, că eu tot am umblat, că zic, de ce suntem? Pe zice, ăla folosește pământul ăla. Păi asta-i mămică, de ce folosește? Acum, bunica mea, mama lui tata, zice că a murit mama ei când ea se jucă cu păpușele. Ne-am luat toată pe poartă afară. Și am trimis vorbă la cineva, zic, bunica acolo n-are cine știe ce avere, de aș repara niște nedreptăți. Să dai tu copil mic pe drum. Și a luat alta și a îngrijit-o și tu folosești acolo ce folosești. Ce nu i-a dat ei ceva? Vă descurcați greu? Au greu. Păi la anii mei, la 87 de ani, ce să mai... Aveți o pensie, aveți ceva să vă descurcați? Dă colectiv 12 milioane. Cu ce să trăiesc în 12 milioane? Și orice butelie și lumină și de toate și de toate. Medicamente și ce mai... Și medicamente, nu mai zic. Nu mai zic și medicamente. Nu mai zic mamă nimic, nu mai... Că mi-e și frică să vorbesc, că nu știu cu cine. Aici e o problemă și cu asta, că dacă supărați pe cineva să nu vină... Da, să vă certe, da, să vă... da, da. Și acum, cum spuneați, vă descurcați din pensia asta de 1300 și cu caprele. Astea sunt... Averea dumneavoastră, cum ar veni, sunt caprele astea. Am mai tămâia, ce nu mai m-a pus pe la biserică. Unii mai mi-a adus mâncare, unii mi-a dat și un ban, unii nu mi-a plătit nimica. M-a pus și am mai tămâia. Acum cineva m-a pus să aprinde paște lumânări acolo. Da, oamenii, cu pachet, cu pâine, cu una, cu altă. Contează orice. Bineînțeles. Simțiți așa că trăiți în Europa sau se îndeparte de... Eu cred că suntem departe și de Dumnezeu, pentru că ceva nu merge. I-am spus, nu să mai furi, eu mă cer cu toți pe inima lua. Nu mai fura și nu mai distrugeți. Păi noi, pământul a dat foc la tot ars pomii aici. Eu am făcut scris, am venit de la poliție, ce la DNA, pe DNA, eu nu pot să mă duc la poliție la DNA. Să fie cineva la mine să spun tot. Cum să dai foc? Aia crezi prun, creșteau cireși, merperi, așa. De ce să vii tu din alte părți cu stânele cu tot, să pași pe pământ, că noi putem să punem pomi, putem să punem vie, putem să punem ceva, așa ce e. Și acum am pe aici, de la șiul puș cu gunoi de grează, că ai văzut că acum 2 ani am făcut o grămadă de ciuperci, am mâncat și-o, am mai dat și la alții. Acolo se fac ciuperci, dacă dați foc și la, cum zic ăștia, vegetația uscat,
odată, așa. Nu e așa, amestecat cu gunoi, creșteau ciuperci pe timpuri. Tot felul, de primăvara până toamna târziu. Și avea omul și mânca câte ceva acolo. Și acum nu mai crește nimic, nimic. De ce nu mai crește nimic? Păi, domn, de asta înseamnă, s-au făcut numai râp. Stau și mă, copil fiind, mai stăteam undeva cu vitele și aia plăcăi mari, că acum e râp, e grup. De ce așa? De ce să distrugi? Aici unde stați cu caprele? Aici al cuiva? Terenul școlii. Haide, terenul școlii și mă va lăsa școala, să... Școala? Păi trebuie să mă lase, plătesc taxe, impozite, da. Că ei voia să vândă și am spus, nu vinde și nu cumpără nimeni nimic. Lasă acolo, ia mintire, simbol, acolo am bătat bunici, trămoce, până în clasa 4 am îmbătat și eu, așa, tata, mama e din Fințești. Așa, și zic, lasă acolo să folosim, eventual am putea să fac niște bănci, niște ceva, mai bine oameni care vin, de unde vin, mai sunt de vorba, amintiri. Câți ani aveți dumneavoastră? Fac în octombrie, pe 21 octombrie, 72 de ani. Baba, baba. Cum vă numiți? Marulache Maria mă numesc. Doamna Maria, sau așa vă știu. A, așa, Maria. Mie mă știe de Mia Natalici. Așa mă șcăna, fiecare e tu polui, cred că tu nume, că tu așa ce. Vine și Paștele acum, ce vă doriți de Paște? Nu știu, ce v-ați dori așa? Cred că nu fac Paște cu nimica. E zeșoare să mici. Așa, am cumpărat după 10 ouă de la Mizil și cred că mai mănânc din ele până atunci. Și atâta tot. Dar să faceți așa cumpărături, dar cu... nu prea. Da, nu merge banii. Mai am vreo 130 pe voucherul ăla, dar trebuie să mă duc la Mizil. N-am cum să mă duc, am animalele astea, am... da, n-am cum ce să fac. Mulțumim mult.